Salut și bine v-am găsit la un episod din Road Olympia. Mai avem 6 săptămâni până la concurs. Astăzi o să merg să mă întâlnesc cu Iacob să facem un antrenament de piept la Arad. Am decis să fac un vlog pe tema asta, dacă tot mergem, să mai diversificăm puțin contentul, așa că vreau să vă arăt ca de obicei ce facem. Începem să bem shake-ul de dimineață, din păcate ne lipsește la mâine, așa că nu o să folosim în dimineața asta, trebuie să cumpăr. Începem cu 10 grame de glutamină. Și 5 grame de aminoacizi esențiali. Asta e prima parte a zilei. Așa. Apoi merg să fac cardio, jumătate de oră afară. E vreme frumoasă și acum apoi să împachetez, o să vă arăt și cum arată prima masă, ca de obicei. Țin să menționez că am avut 2 săptămâni de high carb, în care, sincer, a fost destul de greu să mănâncăm toate mesele astea, pentru că digestia a fost din ce mai grea, s-au schimbat și unele mese, dar o să vă țin la curent cam cum arată tot ce fac eu în momentul de față. Deci zic, se întâmplă taie, bem shake-ul, îmi beau cafeaua și mergem spre cardio. Bun. Ne-am bușit cafeaua. Am terminat și shake-ul de băut. Am luat capsulele de arzătoare. Și am ieșit la cardio. După cum am spus, 30 de minute. Aer plimbare relaxantă, nimic deosebit. În prezent am 92 de kg. Asta a fost ultimul update care l-am dat. Sunt curios duminică câte chile am. Sincer, sunt destul de emoționat deja, pentru că de pe zi ce trece presiunea mea crește, pentru că știu că mai e puțin timp și nu e chiar atât de simplu psihic, dar poate asta mă simt de două ori mai motivat și mai încrezător că o să fie bine. Cât despre antrenamente, o să spun că de la o zi la alta sau de la o săptămână la alta forța mea a crescut, este mult mai mare, pot să mă antrenez mai dur. Am avut 7 antrenamente timp de 3 săptămâni, fără nicio pauză. Splitul era în felul următor: spate, după aia femoral, după aia umeri, biceps, din nou spate, după aia piept, brațe și picioare, coaps. Și drept, a fost de solicitat. Primele 2 săptămâni nu le-am simțit, însă ultimele, da, să zic ultima, pentru că într-un weekend am avut o problemă destul de mare din cauza căldurii foarte excesive, am pierdut foarte mulți electroliți și abia am antrenat, am avut foarte mari crampe, dar s-au rezolvat. Cam asta a fost singura problemă în care a fost nevoit să iau o pauză. Bun. Lăsând lucrurile mai departe, ce planuri mai am pe viitor legat de Olympia. O să vreau să mai merg și la alte show-uri după Olympia. Momentan planul era să facem în felul următor: Olympia, Valahia și ceva prin Varșovia, însă mă gândesc
dacă să merg la Valahia, pentru că treaba spune felul următor. De ce să-mi scad nivelul? Prefer să mă merg încă la două pro qualifiere, poate, cine știe, scot un loc mai bun ca la Olimpia. Acum, dacă totul iese cum vreau eu, ar fi șmecher să prind finala. Cum ziceam mereu, este prima participare într-o ligă de genul. Este un semnal destul de bun pentru mine dacă o să prind finala. Asta rămâne de văzut acolo. Momentan, cel mai important și cel mai important lucru pentru mine este să scot o formă care nu am scos-o niciodată. Cea mai șmecheră formă pe care am avut-o, cea mai uscată, cea mai mare. Cam asta e planul. De luni tot ce știu este că voi intra în high carb, low carb și cam asta e tot ce mi-a spus Marius legat de ce va urma. Însă duminică pot apărea schimbări în funcție de cum arată corpul, cum mă simt, etc. Bun. Deci, 6 săptămâni we going și o să vedeți mai multe videoclipuri. Chiar o să încerc să filmez cât mai des, fiind astea ultimele 6 săptămâni, pentru că de acum procesul începe să fie foarte, să zic, schimbător cu corpul meu și voi puteți vedea mai mult. Așa că termin cardio și merg să mănânc prima masă. Bun, am terminat și cardio. În momentul să pregătim micul dejun și începem cu ovăzul. Avem așa 170 de grame de ovăz. Folosesc albușul ăsta de la Lidl, gata pasteurizat, avem de folosit 300 ml, echivalent a 10 ouă. Avem ovăzul aici, un apă, îl bag în microunde de timp de 5-10 minute, las să se umfle, iar apoi mă completez cu apă în funcție de cât de cremos vreau să-l fac. Să bagă de minte să umfle cât de mult. Bun. Având în vedere că am terminat asta, ce fac după? În compoziția de la ovăz adaug 25 de grame de izolat proteic de la Prime. Nu uitați, aveți un cod de reducere de la mine. El este TRIP10, aveți 10% discount la orice comandă faceți. De ce Isolate? Pentru că odată ajută digestia, nu conține lactoză și se digere mult mai repede și doi, absorbția unui izolat este mai rapidă decât a unui concentrat. Deci eu vă recomand să folosiți un izolat proteic pentru că este mult mai ușor digerabil și absorbția este mai rapidă. Ok, cam așa îmi prepare masa respectivă. Peste această masă, în ovăz, mai adaug 200 de grame de fructe congelate. În mod normal am o banană, dar nu mai am. Așa că nu-i problemă, se poate rezolva și cam așa arată masa. Așa că aștept să termine și după mă pun să mănânc, să arăt proiectul final. Ok, deci cam așa arată ovăzul, proiectul final.
Și am adăugat în plus două pliculețe de NES, 200 de grame de fructe congelate și 25 de grame de Isolate. Iar aici avem omleta din 300 ml de albuș. Enjoy, guys! Raul și în spate Kratos Gym. Urmează să filmăm un antrenament cu Radu Ulici. Așa că hai să dăm drumul la treabă. Pre-workout-ul e băut, intra workout-ul pregătit și intrăm. Deci, suntem în sală. Asta este Mr. Radu. Asta e recepția. Salutare, Radu! Ciao. Up off the mat, fighting's all I ever had. Wasn't born with tons of gifts, had to work hard as a kid. Know that everything I did was to catch the other kids. Slowly built that self-esteem, turned myself to a machine. I'd compete so I'd be seen, I would lose and I'd succeed. But you'd never see me quit, I'd always get after it. Knew I had a different gift, I'd outwork any other kid. Deep within our souls, we can feel there's something empty. We need something more, I feel destiny, she tempts me. Tells me there's two paths, they both have a different ending. Choose wise and you'll find that pain leads to ascending. Till I'm dead and buried deep within a cemetery, I will fight, never weary, I wanna be legendary. Till I'm dead and buried deep within a cemetery, I will fight, never weary, I wanna be legendary. That's alright, I don't work at a fast pace. I'm a steady horse creeping up straight passing. And once I pass you, no one's getting past me. I see people hit walls and they stop there. I don't get that mind, man, it sounds scared. Good things take time, better prepare. Cause anything great takes pain, it's a fair. Take it from me cause I got to this place where no one can tell me to do anything. I call my own shots, I call my own place. I enjoy my life almost every day. And I could teach you if you listen to me. You follow some rules, don't need gifts to be paid. Persistence is better than brains any day. Just listen to me and I'll show you the way. Within our souls, we can feel there's something empty. We need something more, I feel destiny, she tempts me. Tells me there's two paths, they both have a different ending. Choose wise and you'll find that pain leads to ascending. Till I'm dead and buried deep within a cemetery, I will fight, never weary, I wanna be legendary. Till I'm dead and buried deep within a cemetery, I will fight, never weary, I wanna be legendary.
tear you down, but still you never give up. You never yeah, give up they now. They would soak the fire and you hope to rise. It was mostly lies that you broke inside. I know it's all love, I just gotta complain. I got your back, we gon' rise to the flames. You'll be at it again. I won't let go. I'll be by your side. Won't let you drown. Through the pain I feel, through the hate in me.
Work in silence. Mai faci vrei să spui scoli? Stai să mă gândesc cam. Nu, 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 nu